acționează la ce cunoști. Acționează. Barz acționează. Se schimbă vremea, începe să se răcorească, bye bye, am plecat. Este activitatea lor. Și al doilea lucru din înțelepciunea practică a lor este securitatea lor. Ce se întâmplă dacă barza rămâne peste iarnă în Anglia sau în România? Ce se întâmplă? Moare. Moare. Frigul o îngheață. Broaște nu mai sunt, cu ce se hrănește? Șopârle nu mai sunt, peștii nu se poate ajunge la ei că sunt sub gheață. Și atunci pentru securitatea ei acționează funcție de ceea ce cunoaște de la Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru securitatea ta și a casei tale trebuie să acționezi cu ceea ce cunoști, să folosești ceea ce cunoști. Știi că fără pocăință vine iadul? Știi. Atunci pocăiește-te, astăzi, nu mâine. Știi că dacă nu ești milos și iertător, vine judecata? Știi, acționează pentru securitatea ta. Știi că fără iertare îți vine vremea și tu nu vei primi iertare și culegi amărăciune? Știi, acționează. Știi că fără de Dumnezeu ajunge în iadul pregătit pentru diavolul și îngerii lui? Știi. Atunci, pentru securitatea ta, acționează. Pentru securitatea casei tale, acționează acum. Să n-aibă nimeni dintre cei ce mă ascultați în seara aceasta o credință de tipul lui Faraon. La porunca Domnului, Moise și-a ridicat toiagul spre cer și Biblia spune, au venit broștele. Și ia uitați-vă, Faraon, regele Egiptului și toți egiptenii, când s-a dus în camera lui, în odaia lui de culcare, în dormitorul lui regal, plin de broște pe jos, a ridicat plapuma, erau broște sub plapumă, erau broște pe pernă și erau broște sub pernă. S-a sculat dimineața să-și ia breakfast-ul. Avea broște în sirie el și avea broște în lapte. Avea broște în cafea. Și când a văzut că nu-i de glumit, a zis către Moise, rogă-te Dumnezeului tău să trimită broștele astea de aici. Și Moise l-a întrebat și a zis, mă rog, când vrei să mă rog? Și ce a zis? Mâine. Pentru că era idiot. Adică cum, dacă te mâncă broștele, încă vrei să te rogi mâine? Dar dacă te înnești cu ea, bând cafeaua și ți se oprește în gâtună, mai poți mâine să zici ceva? Pentru securitatea ta, acționează astăzi. Rogă-te astăzi. Schimbă-ți atitudinea astăzi. Iartă astăzi. Nu spune că nu mai știu ce să fac. Păsările știu. Și noi trebuie să știm.